A început? Da. Pace și bună ziua! Da. Astăzi eu vreau să fac langoș. Stați să vă spun, nu plecați! Credeți-mă, eu nici nu știu ce face. Zice, hai și filmează-mă, ok. Nu, filmez. Deci eu astăzi fac la zacuscă pentru toată lumea. Să fie și aici în casă, să ducă dacii cu el dacă pleacă în Viena la cunoștințele lor, să... la toată lumea, numai de înșurpătăți. Ei, dar zacusca cu ce să mănâncă oameni buni când se termină zacusca? Cu întorsuri. Cu langoș. Ce întorsuri care sunt prea unsă? Hai să arăt. Hai să arăt. Păi nu așa ai făcea înainte. Da, dar sunt prea unsă întorsurile. Mai are de fiert că încă nu a dat uleiul, trebuie să iasă așa, așa. Dar eu, într-adevăr, la toată compoziția, numai un litru de ulei am pus, fiindcă nu vreau să fie uns. Dar până se ridică aluatul, până îl coc, ea încă ferbe. Și spunea doamna Bercuș câtă mie, când se face așa ca brânza, atunci e mai câtă gătat. Dar încă nu-i. Vedeți? Nu-i unsă. De fel, de fel, dar eu n-am vrut să fie. Că vă spun de ce nu-i unsă. Dacă fac unsă, dacă mâncăm, tot pe gât ne vine unsoarea aia. Da. Serios. Avem cu ferea. Și atunci am ales numai un kilogram, un litru. No, hai să fac la mușul. Un kilogram, un litru. Și acum facem langoș. Nu mult. Natalia și-o pregăti panda, îl ia cu ea mâine. Da. Bunii, l-o spălat, bunii panda. O fost la gât și descusut, l-am și cusut cu acu. Uite așa, Natalia, am cusut cu acu pe panda ca să vadă Viena. Da. Hai să vedem, mami, dacă îi un kilogram. Ei și pe ei? Ok. Deci eu cred că am aici un kilogram. N-ar mai trebui să... Ce-ți pe asta? Angie, am un kilogram. Dar eu zic okay. Să-l cântăresc. Deci un kilogram de făină. Hai să vedem. O kilă de făină. O kilă de făină. Dar să știți că n-am terminat surpriza. Stați așa că vă spun eu finalul. Da, hai să ne scăpe, Argi. 800. No, deci și cu, no. Și cu 200. Da, 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 exact. Un kilogram. Nu pune mâna, nu pune mâna. O lua și eu leacă. Vrea așa să frământe. Deci ați văzut că un kilogram ar fi... Eu fac aluat și îți dau și ție, bine? Numai nu mănâncă jât. Păi uite, ea are treaba cu noi, treburile ei. Așa. La langoș nu se pune mare lucru, nici zahăr nu se pune. Okay. O să mânc și eu? Nu. Păi... Aici drojdia. 6 bucuri câțiva ouță. 2. Mai pun și ouă. 2. Să nu zic că nu pun nimic. Dar parcă am văzut la tine un moale. Moale. În frigider. L-ai pus? Nu te să văd ce no. Deci, 25 de grame de drojdie. Așa. O lingură de unsoare. Mai pun una. Ha. Dar n-aș pune. Asta nu-i lingură, dar... Ce e asta? Untură. Pune-i pe limbă.
Nu, nu, cu degetul, cu, pune degetul. Ia cu degetul. Așa, degetul. Și pune acum guriță. Nu-i place. Asta o cheamă untură. Și pe limba mea se mai zice și un soare. Nu-i place. Prea uns, zi Natalia. Ok. Așa, am pus untura, am pus ăsta. Punem sare. Uite aici, Angie. O lingură. Nu-i baș plină, dar atâta sare. Și acum punem aici. Nu mai pun altceva nimic decât un soare asta, sarea și să pun și două ouă, că am uitat de ele. Pun unul întreg. Așa. Și ăsta l-am mai pun. Nu mai pune. E suficient. Păi la angoș nu se pune atâtea, numai drojdie și sare și apă și gata. Păi da. Nu se pune atâtea. Uitați așa. Facem. Vezi? Vai, dar un soare asta te dă gata cu mirasul. Nu-ți place cu mirasul? Păpita e bună, cu wow. Un pic de boiauă și cu sare, mamă, te să mânci. Foarte bun. N-am mai adăugat făină de fel, cât a fost, m-a fost destul. Uite-te, mălai, șmechera! Mă, nu-i voie! Natalia! Să facă, fata mea. Mai ai acolo. Uite cum uite, faci acum aluat, ai răbdare. Stai că-ți dă și ți un pic de aluat. Ho. Uite, vezi? Că-ți dă și ție. E fain? No. Bine, dacă e fain. Așa. De unde ți-a venit ideea? Și ea știe. De aici. Deci, ia că.
Trebuie lăsat să dospească o leacă, nu? Da. Și uite ce-a făcut asta aici. Da, Natalia. Îi place să lucreze și ea cu aluat. Da, exact, Natalia. Parcă să... Mami! Mă, ce? Dar de unde ai învățat asta? Unde ai văzut? Văzut ea la circus. Știi, mami, ce e aia circ? Circus. Ce e aia circus? Stai, uite aici. Uite. Acum strânge-l așa frumos tot. Și frământă. Da. Tot. Da. Făină. Și făină tot. Așa? Și ce-l punem la dos pier. Deci s-a ridicat aluatul. Da. Și acum ne pregătim să îl întindem. Că, na, afară e foarte cald și s-a ridicat foarte bine. Scuze. Să ne scuzați că troncănim cu oalele. Nu ia ca așa. Stai aici, pe mine. Aici facem așa. Nu încearcă să-i dai drumul la cuptorul ăsta, că ăsta-i până la... La care ochi vrei? La ăsta mare. Sau la ăsta mic, sau la ăsta mic. Hai, dai drumul. Dai drumul. De ce la numere? La numere. No, hai să vedem ăsta mare. Vezi? Da. Mere. Lasă să-mi ia. Notez chic. Da. Am pus ulei în tigaie. Acum cât ulei. Așa, ca să fie destul să se prăjească, vedeți? Acum nu știu cât ulei e aici, dar... Mama, vine gogoș. Gogoș să fie. Sau langoș. Ce vrea Dumnezeu de acolo să iese aia iasă. Eu mă grăbesc că mă lua căldura și nu mai vreau să stau. Sora Camelia, nu am cuvinte, numai laudă. Am mai spus și mai spun să audă toată lumea că vă iubesc și îți mulțumesc la Tatăl Ceresc, la surorile mele în Domnul, care le-a scos Dumnezeu în calea mea. Și mă face pe mine atât de fericită, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte, toate surorile care râs în Domnul să fie cu Tatăl Ceresc, cu voi și cu noi, să ne poarte de grijă. Și eu mai am mai multe soruțe și pe sora Niculina și pe mai multe, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare în parte și să vă poarte de grijă vouă și la familiile voastre. Ce vreau să mai completez eu, atâta mi-e de cald, că nu mai judec.
Așa o frumoasă filmare am făcut, dar nu știu dacă Daci a putut să o trimită, dar în sfârșit asta nu știu. Eu spun aici așa acum, să mă audă toată lumea. Vreau să vă mulțumesc la fiecare în parte. Domnul să vă poarte de grijă, să vă dea viață lungă și frumoasă vouă și la familie voastre. Și Domnul să vă poarte de grijă, să vă dea sănătate, înțelepciune, bucurii, împliniri. Tot ce vă doriți voi, Dumnezeu să vă împlinească. Și ce n-am completat eu, Dumnezeu să vă completeze El de ceea ce aveți nevoie. Domnul să vă binecuvinteze pe toate surorile mele. Vă dorim numai bine. Și acum mă pun și pun langoșul ăsta sau gogoș sau ce-o fi, Doamne. Că l-am tăiat cu paharul. Hai. Dar nici nu-i făcut. Da, uite. Hai, merg cumva. E foarte cald, deci azi e 34 de grade. Atât e afară. Să știți că ieri am fost la urgență că am otit. Dar eu da picături și îi trece. Deci nu din cauza picăturilor. Iau eu ceva tablete care e pentru sănătate. Am zis mai repede. Care, dacă e ceva inflamat, ajută. Și am luat din alea și văd că mă sunt bine. Mulțumesc la Tatăl Ceresc, că nu-i problemă. Ia faceți loc și la dânsa. Nu prea vrea să-i fac. Las că să faci. Nu. Cum să fac eu să le fac așa să se umple? Nu pot. Ia ca așa. Sunt foaie. Dar n-am loc. Iar n-ai loc. Asta e ca prima dată, dar nu o să las eu așa. Las focul mai mic, să nu le arde. Și nu mai pun așa multe, numai 3, numai 4. Așa. Și acum să luăm lighean așa mare, să le punem în lighean. Ia că aici are. Într-un lighenuț? Da, numai vreau și hârtie de jos. Da? Hârtie de așa, cum se cheamă, acolo e pe masă. Adu. Mai ia cât-o. E gata. Dacă bine, măi, ce am ligheanul ăsta portocaliu. Am vrut să zic galben. Așa. Cum e bine, vezi? Păi da, mamă ce mare s-a făcut aia. Cât tigaie mai un pic. Cât jumate de tigaie. Ah. Mulțumesc la Tatăl Ceresc pentru tot, pentru tot cât mi poartă El de grijă. Deci eu acum am răcit, am bolnavă și Dumnezeu e cu mine și nu am nimic. Și mulțumesc. Deci ești răcită, ești bolnavă, dar n-ai nimic. Da, n-am nimic, să știți. Sincer, sincer, vorbesc sincer. A spus, domnul doctor, dar pe mine nu mă doare urechea, cum ziceți că am otită? Dacă nu te doare, o să te doare. Dar nu mă doare. N-ai văzut? Pe mine m-a durut.
De două ori am avut. Bine, că dacă pun degetul pe acolo așa și când amestec, mai mere cumva. Mai așa. De două ori am avut, dar nu le-am spus nimica. Și ca norocul că am avut picăturile alea și am pus și m-a trecut. Mamă, ce căldură! Acum e căldura mare după masă. Uite cum se umflă ca gogoșe. Nu, 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 cucuș. Nu. No. Langoșul din alea lungi, subțiri. Serios? Nu. No. No, păi eu le las un pic mai micuță să fie așa, pântre ele. Și cine vrea să mânce cu zacuscă, n-are de da. Dar mai am clipatul și am scăpat. Că nu fac multe. Așa, știi? De poftă. Așa. Bunica mea când făcea fasole uscată, da, da, una, ea făcea și de naște. Nu știu, îi plăcea ei probabil, eu știu de ce. Așa făcea, vă spun sincer. Nu știu cum pot ia asta săraca de ea. Da, fă-i loc și la solta. Păi, dar nu din aceeași a luat. Păi da, nu. Nu. Dar n-a vrut. Făcut din aceeași a luat. Dar n-a vrut să-i facă loc, nu. Ce să faci? Ce o să, dar ce, numai tu și eu. Uite așa. Vedeți cât e de cald și uitați cum s-a dospit. Uitați, nu știu că se vede. La căldură se vede. La căldură. Uitați aici, mamă, ce pufoase eu sunt. Stai că n-am filmat. Uitați aici, deci ori crescut, dar numai. Așa cald e la noi. Că pot să lași aluatul și în pivniță, că te crește. Da. Deci așa cald e la noi, 30 și ceva de grade. Mai bat eu un vânt afară, dar na. Știu că la multă lume le fac acum poftă, dar ce să spun? Să vă faceți. Da. Și cine nu știe, să facă nu-i mare lucru. Mă întrebați că eu vă spun. Nu, dar ori văzut cum ai făcut aluatul. Nu? Da. Nu, nu-i mare lucru. Deci, e tot filmat cum s-a făcut aluatul, cum trebuie să-l faceți, cum... Nu-i mare lucru. Deci, rețeta aici în videoclip. Cine dorește, poate să facă. Mamă, ce-o crescut ăsta, tolba. Uite, acolo.
Astăzi așa poftă am avut pe Langoș în piață când m-am dus. Și ce ți-ai luat? Da, ce? Hai, mami, hai, ia căldura, mami. Da. Și n-am mai făcut nimic. Mamă, care faci guguși? Da. Am ultima, cum se zice la cărți, când ai penultima, se zice ultima. Mai intră? Să vedem. Ia mă. Gata, sau mai ai luat acolo? Nu văd că mai ai luat acolo. Ăla mic. Da, fă-l și pe ăla. Nu fac. Țâpă-l acolo în ulei. Să vezi cum se face. Așa. Uite-le acoale. Și alelalte țâpă-le aici. Să vezi ce bun o fi. Aoleu. Uite acolo. Vezi cum le mâncăm și cu gem. Haide, capul meu. Nu ești tu proastă. Și cu gem, și cu cremă de ciocolată. Haide. Da, aia nu mâncă. Aia nu mâncă, Angie, degeaba o zice. Da, e bun. Cu cremă, uite și ăla. Haide, mine ăla, cred că e cel mai mare. Într-o oră că le intră. Și uitați aici, ligheanu cu bunătate. Uitați ce bine arată. Haide, bun meu. Ai, ai, ai. Da? Și asta chiar că e ultima. Cea mai mare. E ultima. Asta cred că o fi Langoș. Cu placul tău. Era un vecin care vindea pui din aia micuț. Două zâi. El era comerciant cu pui din aia. Și vindea el ce vindea aici pe piață, dar mai merea și în Timișoara. Și vindea și acolo, că noi suntem din Arad. Mai merea și în Timișoara și vindea de noi. Și când, nu, mai stăteai cu el de vorbă, așa, că era vecinul nou. Stătea și el sală, așa, afară. Mă, zice, aici în Arad, Langoșul nu-l face așa mare. Dar la Timișoara, uite așa cât urechea de măgar. Da. Cât o ureche de măgar. Cât o ureche de măgar face. Dar deja au început și la noi să facă cât o ureche de măgar. Exact așa face și la noi. Nu, asta cred că e a ta. Am mâncat. Ai mâncat deja? Da. Nu de la aștia. Am mâncat, nu mai întrebă nimic. Deci, degeaba ți-a fost poftă. Doamne, ție îți mulțumesc. Ei, și ia ca așa, că terminaș. M-ai ajutat și m-am făcut toate problemele mele. Mulțumim la Tatăl Celesc. Da. Chiar vă mulțumim și vouă că v-ați uitat. La noi, Dumnezeu să fie cu voi, să vă poarte de grijă, să vă dea sănătate și tot ce vă doriți. Ce faci cu capacele alea? Vreau să le trimis de aici.
Unele trimiți pe-n fax. De unde le-ai luat? Sau pe-n poșt. Ok. Aceasta este realizarea mea pe ziua de astăzi. Cine vrea să-și pună așa, cu zacuscă, să pună cu zacuscă. Uitați, asta e zacusca mea. Da. Deci cine vrea cu zacuscă, cu zacuscă, cine vrea cu pesmet, cu pesmet, cu pesmet. Și cine vrea cu dulceață, cu dulceață. Nu, stai un pic, pesmet sau dulceață? Da, da. Că sunt femei care nu știu. Vă dorim numai bine, pace, la revedere! La revedere! Ești în lume copleșit, nu ai nădejde. Te simți pierdut și părăsit. Ești pasărea ce-a pierdut stolul și-a venit frinul, te-a înghețat. Dar ai un tată cina lui inimă te-a luat. Ești departe și ești de lume copleșit. Nu ai nădejde, te simți pierdut și părăsit. Ești pasărea ce-a pierdut stolul și-a venit frinul, te-a înghețat. Dar ai un tată cina lui inimă. Israele, pune-ți credința în Dumnezeu, nu te lăsa de valul lumii dus, nu ești pierdut, pe Golgota ai fost găsit, ești în casa Tatălui ce te-a